Procuratura Generală l-a lăsat în ceață pe liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Astfel, printr-un comunicat de presă, PG a anunțat că a transmis la Autoritatea Națională de Integritate denunțul fostului ministru de interne cu privire la veniturile și cheltuielile președintelui țării, Igor Dodon. Pe scurt, reprezentanții procuraturii spun că instituția nu are competențe legale în domeniul supravegherii generale și control, respectivele atribuții fiind puse în sarcina altor organe specializate, căci așa spune clar legea. În aceste condiții, numai dacă în rezultatul examinării denunțului ANI va constata careva abateri de la lege, materialele vor fi transmise procuraturii sau, după caz, Serviciului Fiscal de Stat pentru dispunerea măsurilor legale în consecință, se mai arată în comunicat. Amintim că recent Andrei Năstase a depus un denunț la Procuratura Generală în privința veniturilor nejustificate și cheltuielile făcute de actualul președinte Igor Dodon.